Neața domnilor, 18 decembrie 2019, la Oltenița, la 22, insula e inundată, sub ape, abia se luminează foarte frumos peisajul. Iau pelicani, cormorani aici. O să încep cu să caut avat, bineînțeles. Apare 7 grade, avea ieri. Astăzi se anunță 17 grade în aer. Adică... Nu, fac câteva poze. A sărit... Plătica. Cărășelul ce-o fi. A trecut vreo 2 ore de când pescuim aici la 22, la Oltenița. Nu am prins decât o mârliță pe canal. Dar canalul, din păcate, e plin de plase. Cum intri pe el, imediat pornește una care merge până la stația de pompare. Am agățat două locuri în ea, iar în fața barjei încă una care traversează canalul. Am agățat și acolo și m-am potolit. Pentru o mârliță cred că a fost suficient. Boala românească. Să bagi plase care nu se văd, să nu ai un loc marcat prin care să-ți dai seama, domne, e o plasă aici. Acum nu mai zic că o fi sau nu o fi ilegală, că nu e problema mea, dar problema mea este să o văd. Că dacă o pui, pune la vedere, să văd că e de aici până aici, cu asta basta, să mă feresc. Dar hai să nu ne enervăm astăzi. Băieții cu care am venit s-au dus pe partea cealaltă în curent. Trebuie să Costin un pic și cu barca să dus la copacul ăla de acolo, care e chiar pe insulă, dar e curentul prea mare și n-a reușit să stea prea mult. Acum am zis că poate a fost prea dimineață. Să stăm să se încălzească un pic, poate vedem ceva activitate de obleți sau, nu știu, orice, de orice fel. Insistăm. Sunt cam bătrânele așa.
Avat, la Gustin. Deci există, pe 18 decembrie. Bineînțeles că se va mânca. De la Oltenița. Ne-am oprit la Gustin, unde am și luat un avat. Structuri nu mai bune de lăsat de luci prin ele. Am reușit să las vreo 3. Acum m-am potolit. Plec mai departe. N-am luat nimic. Da, locul arată bine. Suntem undeva la plaja Costinu. Am mai prins un avat, tot așa până în kilogram. Locurile sunt frumoase, apa e frumoasă, dar... Da. 18 decembrie. Eu zic că e ok. În schimb, erau doi băieți la țevi, foarte simpatici. Unul din ei zicea că săptămâna trecută, în port la Giurgiu, a prins 4-6 de avați. Nu mari, deci undeva la 500 de grame, dar 4-6. Bănesc că dacă i-a numărat, i-a și luat. Acum, povestea pare într-adevăr foarte pescărească. Jos aici mai sunt niște băieți, un grup de pescari. Și de ziua asta. Probabil că stăm până se întunecă. Nu știu dacă mai avem șanse să luăm ceva. Dar încercăm. Tot la avat, bineînțeles. Când? La Oltenița, zici? Nu, aici. A început să dea și el. Vai de pula. Era cu nevastră. Nu, da, domne. Da, ăla, îi zic, poate nu știi că a venit dracu. Dar început să iau, să văd ce-ți dea și îl șarup și la seta. A, îți dai seama că da, dacă te oftici e cel mai rău lucru. Bine, când vezi că prinde altul, poate...
acum aici. Cam asta a fost partida de astăzi. Nimic la Oltenița dimineață, 4 avați pe care i-a prins Costin după amiază la Gostinu, unul din ei cu un popăr pe deasupra, ceea ce este extraordinar pentru mine, care nu am citit despre așa ceva în România, niciun caz nu am prins. Ceilalți 3 a prins la Voblere, în apropierea malurilor, pe lângă structuri, pe lângă copaci, recuperare normală, poate puțin mai lentă. Mai multe atacuri a avut, urmăriri, apa limpede, se vedeau cum urmăresc până în mal, la câțiva centimetri, foarte frumos. Cam asta a fost. Pisicile la pește. A venit pescarul acasă. Mă! Tâmpito, tu nu vezi cât e de mare ăsta? Ia uite-l. Ce ții mă de aici? Negrăța!